să începem să acumulăm câte mai multe puncte ca să ajungem acolo unde ne dorim. Care e sentimentul așa să egalați pe, practic, la ultima fază a meciului? Care e ce? Sentimentul să egalați. Nu am seama că suntem foarte bucuroși. E un rezultat important pentru noi. Până la urmă, cum am mai zis, în primul rând pentru moral. E nevoie ca toată echipa să înțeleagă că putem juca, că putem aduna puncte și cred că asta e un mare câștig. Un fel de răzbunare, să zicem, acest egal ca să dai echipa care ne-a trimis. Chiar nu, chiar. Am făcut treaba cum o fac de obicei, doar că toată situația care s-a întâmplat m-a motivat și mai mult pe viitor și în meciurile, nu știu, pe viitor din campionat și meci cu Rapid am fost la fel de motivat ca și astăzi. Nu știu, o motivație personală pentru mine. Da, astăzi mult mai tare, nu, față de meciul cu Rapid, o motivație a ta? Da, puțin, puțin când joci contra FCSB, are o motivație bună să suportează. Orice jucător pe care îl locuim, la fel sunt. Cum ai simțit pe adversari acolo la final, dezamăgiți așa după golul primit? Sunteți nașilor, practic, și sezonul trecut, acel 2-2. Da. Practic, cum a fost în play-o? Ce să zic? Noi ne facem treaba, nu m-am gândit ce a fost în trecut. Cum am mai zis, prența, cum luăm puncte, ăsta e scopul nostru, suntem foarte fericiți. Cum ați mai zis, un egal cât o victorie. Chiar n-am ce să zic. Cum a fost revederea cu foștii? A, foarte bine, chiar am stat puțin înainte de meci, am discutat, am schimbat câteva cuvinte, nu știu, ne-am salutat, am mai zâmbit, prietenește, am mai râs de toată situația care s-a întâmplat și că... Cu cine te-ai înțeles mai bine în perioada care s-a făcut CSB? Așa, sincer să fiu, cu toți băieți am intrat puțin în contact, nu știu, chiar nu pot să zic că am intrat puțin mai mult în emoție, ne facem prieteni pentru că a fost o perioadă foarte scurtă, dar așa, am fost ok cu toți băieții. Dar nu-i nou jucătorul pe CSB-ul, ce sfat i-a dat când a fost jucătorul? Să-și facă treaba cât mai bine de mine, după aia o să fie greu. Crezi că îl va lua și pe el patronul când te-a luat pe tine? Ce zici? Crezi că îl va lua și pe el patronul când te-a luat pe tine în vizor așa? Băi, dar nu poți să știi niciodată. Sau să fie la fel, cu oricine nu contează. Mulțumim. Mulțumim.